Domnule Gane, Universitatea Craiova, Vardar Scoplie, 2-2 în primul amical din stadiul sloven. Cu care sunt primele impresii? Da, sunt mulțumit de primul amical, mai ales că sunt foarte mulți jucători care e prima dată când joacă împreună. Am folosit întreg lotul aproape. Nu au jucat Băluță și Achim, care au resimțit toate nedureri și i-am protejat, dar per total au fost multe lucruri bune. Mă refer la că am ajuns foarte ușor la poartă, ne-am creat destule ocazii de a marca. Sigur, am făcut și unele greșeli, e normal, în perioada asta nu trebuie să fim 100%, dar sunt foarte, o să le corectăm, dar sunt foarte multe lucruri bune care le-am discutat cu ei și le-am văzut astăzi. Implicarea lor la efort, dar și ceea ce le-am cerut ca organizare, pe fază defensivă, pe fază ofensivă când avem mingea și mă bucur lucrul acesta că asimilează în acest moment. Meciul a început perfect pentru echipa noastră, 1-0 foarte repede și s-a încheiat la fel de bine. Da, a început bine, am dat un gol frumos, Banco a avut o execuție frumoasă, după care am făcut două greșeli pe fază defensivă, dar am controlat jocul. Și mai ales repriza a doua, eu cred că au fost pe puțin 3-4 ocazii foarte mari ale noastre și sigur am punctat eu zi meritat prin Ivan. Nu fac o obsesie în acest moment din rezultat, pentru că mă interesează la toată, dar nu țin foarte mult în aceste meciuri. Mă interesează să omogenizez grupul, să se simtă mai bine între ei, relațiile de joc, pentru că e normal. Sunt foarte mulți jucători tineri care... Foarte mulți jucători noi care au venit și trebuie să se cunoască și e și momentul, e primul joc de pregătire și nu e momentul încă să fim deocamdată 100%. Aveți vreun remarcat pentru acest joc? Nu, remarcații în acest moment toată echipa, pentru că nu pot să remarc un anume jucător, că toți, mulțumim de toți, de toți cum s-au implicat, de la portar până la atacant și toți cei care au intrat, nu numai prima repriză, dar și a doua repriză. Ce va urma în programul de pregătire al Universității Craiova în următoarele zile? În următoarele zile. Mâine avem iarăși un antrenament, vom face o refacere foarte bună, urmează duminică să avem două antrenamente, luni două antrenamente, marți iarăși un joc și iarăși joi un joc, așa că ne așteaptă din nou antrenamente foarte bune, trebuie să continuăm și trebuie să mărim intensitatea și sigur și ceea ce înseamnă ca și joc, să creștem de la amical la amical. Mulțumim mult pentru timp. Mulțumesc și eu.